Ți s-a întâmplat vreodată să te gândești la cum vrei să arăți la propria ta înmormântare? Știm că este un subiect delicat și poate puțin morbid, dar astăzi vrem să-ți povestim despre o personalitate celebră care și-a făcut deja planurile în acest sens. Vrei să afli despre cine este vorba? Atunci, haide să citim acest articol împreună până la sfârșit. Ilie Năstase, primul NR1 ATP din tenis și un adevărat erou al sportului românesc, a făcut recent o dezvăluire surprinzătoare. Oare la ce ne putem aștepta de la o asemenea personalitate? Intriga crește, nu-i așa? Ei bine, Năstase a mărturisit că și-a transmis soției dorința de a fi îmbrăcat în uniforma de general al armatei române la propria înmormântare. Da, ați auzit bine. Într-un interviu acordat pentru Plaite, fostul sportiv a declarat: am vorbit deja cu soția mea și am rugat-o ca atunci când voi muri și voi fi dus la cimitir să mă îmbrace în uniforma de general. Aceasta este pentru mine cea mai mare cinste, să port haina militară. Am stabilit aceste detalii de ceva vreme. Știați că Ilie Năstase deține gradul de locotenent colonel în rezervă al armatei române? Pasionat de haina militară, fostul tenismen a precizat că e gata să renunțe la pensia militară, dar nu și la uniformă. În același interviu, Năstase a menționat: dacă ministrul apărării îmi va cere asta, sunt gata să o dau înapoi, dar nu și uniforma militară. Pe asta, nu. Te-ai fi așteptat ca un asemenea campion să aibă o pasiune atât de mare pentru uniforma militară? Dar Năstase nu se oprește aici. El nu s-a sfit să poarte uniforma de general al armatei române chiar și la marile turnee de tenis, inclusiv la Wimbledon. Acum că am aflat secretul lui Ilie Năstase, te invităm să te gândești și tu. Cum ți-ai dori să fii îmbrăcat la propria înmormântare? Până la urmă, este vorba despre un ultim omagiu adus vieții pe care am trăit-o, nu-i așa?